Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi am pregătit pentru voi informații șocante despre Vatican, oferite de Corey Good pe blogul său. Acesta vorbește într-un articol despre tehnologia extraterestră pe care o deține Vaticanul. Este vorba mai exact despre transcrierea discuției pe care David Wilcock a avut-o cu una dintre sursele sale, prietenul său Emery Smith, care a suferit multe atacuri din partea ocultei datorită dezvăluirilor pe care le-a făcut. Emery Smith susține că a autopsiat aproximativ 3.000 de tipuri de extraterestri umanoizi. În ziua următoare anunțului despre ceea ce a dezvăluit, el a fost atacat și a ajuns la spitalul de urgență. V-am relatat și eu această discuție, în care cei doi vorbeau despre autopsiile pe care Emery Smith le-a făcut. Tot atunci, Emery a vorbit despre vizita pe care a făcut-o la Biblioteca Vaticanului, pentru a obține mai multe informații despre un anumit tip de OZN. Astfel, acesta a dezvăluit că o organizație privată a mers la Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii și la laboratoarele militare unde lucra Emery Smith și a cerut tehnicieni și oameni de știință pentru a merge la Vatican și a căuta în arhivele de acolo, deoarece știau că există informații despre o navă care a fost doborâtă în New Mexico. Această discuție dintre David Wilcock și Emery Smith a scos la iveală aspecte incredibile și necunoscute. De exemplu, iată ce spune Emery. Și, bineînțeles, Vaticanul este dintotdeauna o bază de date uriașă. Are o arhivă uriașă despre multe lucruri, artefacte și obiecte provenite din spațiu, pe care le-au găsit și pe care le-au colectat de-a lungul a mulți, mulți ani. Există o bază subterană chiar sub Vatican. Astfel, doi cercetători și cu mine, spune Emery Smith, am fost duși în zona respectivă din Vatican, într-o locație secretă, și am luat un lift care a coborât aproximativ 7 sau 8 etaje, declară Emery Smith. În continuare sunt aduse în atenție lucruri incredibile care ne fac să ne întrebăm dacă nu cumva trăim în anii întunecați ai acestei planete, fără ca măcar să avem vreo vagă idee despre aceasta. Sau dacă nu am fi fost ținuți în carantină aici, pe Pământ, am fi putut oare să atingem nivelul tehnologic care există acum, cu circa 200 de ani în urmă, și consider că dacă aceasta este situația, atunci, în zilele noastre, am fi putut fi cu 300 de ani mai avansați decât suntem acum. Ca să înțelegeți ce vreau să spun, vă redau în cele ce urmează, prieteni, pasaje din articolul menționat. David Wilcock. Deci, povestește-ne despre Vatican. Emery Smith. Ok, Vaticanul. Da. Deci, o organizație privată a mers la Departamentul Apărării al Statelor Unite și la laboratoarele militare unde lucram și a cerut tehnicieni și oameni de știință pentru a merge la Vatican și a căuta în arhivele de acolo, deoarece știau că există informații despre o navă care a fost doborâtă în New Mexico. David Wilcock. Deci, te referi la un OZN. Emery Smith. Care a fost doborât? David Wilcock. Bine, deci ce au decis să facă cu această navă? Dacă autoritățile nu știu ce este, nu știu de unde vine, pe ce fel de resurse se pot baza în acest punct? Emery Smith. Ei bine, ceea ce fac este să formeze o echipă și fac o amplă verificare în jurul globului, deoarece există alte înregistrări în alte țări și în alte religii care conțin informații referitoare la respectiva navă extraterestră. Și, bineînțeles, Vaticanul este dintotdeauna o bază de date uriașă. Are o arhivă uriașă despre multe lucruri, artefacte și obiecte provenite din spațiu, pe care le-au găsit și pe care le-au colectat de-a lungul a mulți, mulți, mulți ani. Există o bază subterană sub Vatican. Astfel, doi cercetători și cu mine am fost duși în zona respectivă din Vatican, într-o locație secretă, și am luat un lift care a coborât aproximativ 7 sau 8 etaje.
Și cam acesta este modul în care a început totul. Am avut permisiunea de la Vatican. Ei au aranjat totul. Noi eram doar niște contractori care am mers acolo să colectăm orice fel de informație care ar putea prezenta similitudini cu acea navă. David Wilcock, ai coborât cu acel ascensor. Era în misiunea de a afla ce anume era acel obiect în formă de tetraedru. Ce ai văzut? Mai întâi spune-mi cum arăta liftul. Era ceva neobișnuit legat de lift? Emery Smith. Nu, era un lift foarte mare, mai mare decât normal. Puteai să așezi o mină în el. Un lift normal, foarte curat, de formă rectangulară. David Wilcock. Deci ușile s-au deschis și ce ai văzut? Emery Smith. Am pășit înăuntru. Podeaua era albă. Pereții erau albi. Era ca o șină neagră. David Wilcock. O șină neagră unde? Emery Smith. Era ca o șină neagră de jur împrejur în interior, ca acele șine de care te poți ține. Era pe pereți, la o înălțime de aproximativ 7,5 cm. Nu exista fereastră, geam, nimic de genul acesta. Era doar un lift normal. Era foarte silențios, nu mi-am dat seama când a început să se miște. Era cel mai silențios lift, știi, de obicei simți când se pune în mișcare. Nu am simțit deloc. Stăteam de vorbă, iar când ușile s-au închis, mă întrebam, apasă cineva pe buton sau pe ceva, începusem să devin neliniștit. Iar apoi, dintr-o dată, cam într-un minut, ușile s-au deschis și mă gândeam, ce, liftul Vaticanului e stricat? David Wilcock. Deci ai mers înăuntru după ce s-au deschis ușile. Și ce ai văzut? Emery Smith. Primul lucru pe care l-am văzut a fost o zonă gigantică de forma unui auditorium. Mi-a adus aminte, nu îmi place să fac referiri la filme, dar semăna cu Hogwarts, școala de vrăjitorie din Harry Potter. Cred că era ca sistemul bolții cu trolii mici, unde privești în sus și vezi toate aceste bolte pătrate, dar era foarte rustic. Era ca tavanul de la Hogwarts, era o curățenie lună. Sticlă frumoasă peste tot. Erau cuburi gigantice de sticlă, iar unele erau de mărimi diferite. Era foarte curat. Și prin aceste cuburi de sticlă erau benzi și linii de metal. Apoi mai erau platforme de 1,8 metri diametru care puteau merge la oricare din acestea și nu existau mișcări smucite. Era ca și cum pluteau. Apoi se puteau întoarce, dar numai în anumite unghiuri. Nu făceau cercuri sau altceva. Și erau mulți oameni pe acestea care făceau diverse mișcări cu bolțile sau care se uitau prin ele, prin acele cuburi și făceau diferite acțiuni. Dar nu am mers și eu cu acestea, eram doar la primul etaj. David Wilcock. Deci este ceva diferit. De aceea am vrut să povestești aceasta, pentru că despre Biblioteca Vaticanului, în general, oamenii își imaginează că este alcătuită din teancuri de cărți și rafturi de cărți. Ceea ce spui tu este foarte diferit. Emery Smith. Ei bine, ajungem și la asta. Deoarece a fost nevoie să mergem prin această arie pentru a ajunge la acea veche, acea imagine pe care o vezi în filme, cu cărți peste tot și obiecte de genul acesta. David Wilcock. Dar ceea ce tocmai ai descris este exact ca într-un film de science fiction. Cu siguranță a fost extraordinar de uimitor. Emery Smith. A fost cel mai uimitor lucru. Unul din cele mai uimitoare lucruri pe care le-am văzut vreodată. Sticla de asemenea. Ei țin tot acest echipament uimitor în spatele acelei sticle. Și mă gândeam, e ridicol. Sticla se poate sparge, pot fi cutremure și cine știe, explozii. Iar el zice, o, nu, aceasta nu este sticlă, este metal, este un tip de metal. Directorul departamentului, despre el este vorba. David Wilcock. Wow, ca un aluminiu transparent, poate sau ceva de genul acesta? Emery Smith. El a zis doar că era un metal, nu era sticlă.
Asta este tot ce a spus, nu a dat detalii. Și nu mă aflam acolo pentru a pune întrebări despre sticlă, chiar dacă voiam să știu. David Wilcock. Deci ce era în spatele sticlei? Să clarificăm. Emery Smith. Multe lucruri diferite. Adică erau echipamente acolo pe care nu le-am văzut niciodată. Unele arătau a arme, altele arătau ca suluri, dar erau pe plăci mari de un fel de... arăta ca plexiglas, ca teancuri de plexiglas. Și fiecare conținea un singur lucru. Nu exista nicio etichetă pe exteriorul acestor uși ca să poți ști ce anume era obiectul respectiv. Niciuna, niciun număr, niciun simbol. Era ceva gigantic, ca un bloc de 6 etaje format din aceste cuburi. Ireal! Și cum am zis, cuburile acolo de asemenea erau mici, de dimensiunea a 30 de centimetri, iar unele erau mari, de 6 metri. Toate erau pătrate. În timp ce mergeam, am observat un echipament care arăta ca acel simbol Dorje, acele obiecte vechi tibrozetă, care se foloseau în Tibet. Am observat că aveau această formă, dar erau corpuri solide și luminoase și nu existau cabluri electrice care să intre în acele obiecte. David Wilcock, întotdeauna am crezut că dublul Dorje este un fel de tehnologie care doar a fost imitată de aceste mici obiecte ritualice sculptate. Emery Smith. Corect, dar acestea de la Vatican erau ca o versiune ultramodernă, artistică, foarte uimitoare. Erau cu adevărat bine lucrate, cu margini uimitoare. Și străluceau, emiteau lumină. Și nu erau cabluri electrice sau suporturi de încărcare. Aici fac o paranteză, prieteni, și vă spun că dorjele este folosit ca armă de protecție. Dorje este un cuvânt tibetan care în sanscrită se traduce prin vajra, ceea ce înseamnă diamant sau tunet. Simbolizează o unealtă la fel de tare ca diamantul și la fel de puternică precum tunetul, folosită pentru apărare față de energii nebenefice și care poate tăia direct prin ignoranță, deziluzie, lăcomie, furie sau poate curăța impuritățile minții. Se crede că dorjele reprezintă fermitatea spiritului și puterea spirituală. În ceremoniile tibetane, simbolul dorje reprezintă principiul masculin, fiind folosit aproape întotdeauna alături de clopoțel, care reprezintă principiul feminin. Dorje reprezintă 2 sfere, fiecare parte a simbolului dorje are o anumită semnificație. Cele 2 sfere aflate la capete, unite la mijloc, reprezintă cele 2 sfere ale creierului, principiul dualismului, yin și yang. Urmează cele 2 flori de lotus, încrustate și unite la mijlocul simbolului, care reprezintă lumea pe care noi o cunoaștem, samsara și lumea de dincolo, nirvana. Deasupra celor 2 flori de lotus se regăsesc câte 3 inele de fiecare parte, care reprezintă cele 6 virtuți, răbdarea, generozitatea, disciplina, efortul, meditația și înțelepciunea. Cele 8 petale de deasupra reprezintă cele 8 bodhisattva, adică cele 8 calități ale unei ființe iluminate, iar cele 8 petale de jos reprezintă consoartele lor. Cele 3 inele din mijloc reprezintă cele 3 naturi ale lui Buddha, starea de gol absolut, starea de fără efort și starea de integrare în absolut, non-identitate. Ne întoarcem acum la discuția dintre David Wilcock și Emery Smith. Acesta din urmă spune că era în misiune, așa că își ținea gura închisă și mergea unde era nevoie să meargă, anume la arhive, să caute informații despre acest dispozitiv, această navă luminoasă, adică OZN-ul. David Wilcock. Deci, ce s-a petrecut după ce ați trecut prin acest auditorium cristalin maiestuos? Emery Smith. După ce am trecut prin acea sală, am ajuns la o altă ușă dublă care doar s-a deschis, fără niciun zgomot. Era foarte liniște acolo, niciun ecou, ceea ce era ciudat pentru mine, deoarece consideram că măcar ecoul vocii ar fi fost firesc să se audă într-o astfel de încăpere.
David Wilcock. Și când ai văzut oamenii pe acele platforme mobile, cum erau îmbrăcați? Emery Smith. Erau toți în veșminte albe, ca acele costume chirurgicale făcute din acel material, și aveau de asemenea pe cap bonete albe. Erau în costume curate. Dar nu era curat ca într-o cameră de chirurgie. Indiferent ce făceau acolo, toți țineau ceva și priveau la ceva sau priveau la ce era în sticlă. Deci nu știu deloc ce anume făcea fiecare, nu am nicio idee. David Wilcock. Și crezi că era ceva dincolo de acest prim strat de cuburi? Adică erau straturi după straturi mari în profunzime dincolo de acesta sau erau doar cele de la suprafață? Emery Smith. La primul etaj unde am fost, nu am putut vedea. La un moment dat s-au terminat. Unele erau adânci de 3 metri, altele erau de 9 metri adâncime. După cum ziceam, unele erau mici, cuburi de 25 de centimetri, iar altele erau enorme. Am mers printr-un astfel de compartiment care avea 7 metri înălțime. A fost uimitor. David Wilcock. Deci ce se petrece după ce se deschid acele uși silențioase? Unde merge apoi? Emery Smith. Am ajuns în biblioteca principală, așa cred. Și acolo se află tuburi gigante, cilindrice, cu atmosferă controlată, care au probabil undeva între 1 metru și 2 metri în diametru. Și sunt sute din acestea care merg până foarte, foarte sus. Sunt din sticlă sau orice ar fi metal, sticlă sau cum îi mai zic ei. Aceste tuburi au ferestre care se deschid și au ceva, un mecanism care se poate rula în sus și atunci toate acele cărți vin în jos. Sunt toate pe rafturi, toate acele cărți și toate acele tăblițe și se deplasează în sus și în jos. În sus și în jos, în interiorul acestor coloane cilindrice, care am auzit că sunt vidate și au atmosferă controlată pentru a preveni degradarea cărților. Deci ne-au dus în acest loc și am mers la o anumită coloană. Și cineva a adus imediat diferite cărți despre nava respectivă. Și am obținut toate informațiile de acolo. David Wilcock. Cum arătau cărțile și cât de vechi erau? Emery Smith. Părea că acele cărți erau de fapt traduse dintr-o altă carte scrisă de altcineva, deoarece scria că multe dintre acele informații au fost traduse. Astfel că totul era perfect scris și tipărit, părea foarte nou, ca și cum ar fi fost realizate în acea zi. În rest, nimic deosebit. Erau în dosare cu cleme. Deci nimic futurist sau ieșit din comun. Era o uriașă bază de date, dar în multe coloane la care m-am uitat, erau lucruri foarte vechi, precum cărți foarte vechi ce păreau învelite în piele. Am observat că una dintre coloane avea blocuri în interior. Am crezut că sunt blocuri, dar de fapt erau tăblițe cu informații. David Wilcock. Avea vreuna dintre cărțile în piele coperta colorată în culori strălucitoare? Emery Smith. Da, am văzut, una dintre coloane avea multe culori în ea și multe dimensiuni de asemenea. Am văzut un raft care avea cărți de aproximativ 2 metri. Da, părea că sunt cărți. Era departe, poate chiar la 9 metri distanță. David Wilcock. Când Peterson a descris călătoria sa în Biblioteca Vaticanului, el a spus că o multitudine de cărți erau legate în piele și că aveau catarame pe ele și că erau colorate, în culori strălucitoare, precum roșu strălucitor, verde strălucitor. Emery Smith. Da, da, am văzut și eu și erau foarte groase. Pielea era foarte groasă și chiar aveau metal pe ele. Am văzut multe dintre acestea în timp ce mergeam spre locul unde voiam să ajungem. David Wilcock. Deci ați reușit să luați cartea și să mergeți la zona de lectură, la o masă sau ceva de genul? Emery Smith. Nu. Persoana respectivă a tras cartea afară. Și sunt mese peste tot care nu sunt pe sol, ci pe piedestaluri. A lăsat cartea acolo, pe un piedestal de 2 metri de sticlă sau ce o fi el.
Eu îi voi spune sticlă metalică. El a deschis-o și el a fost cel care ne-a arătat. De fapt, nouă nu ne era permis să o atingem. Mai era acolo un translator, deoarece engleza în care era scrisă cartea nu era așa bună. Și mai erau acolo doi dintre tehnicienii lor care supravegheau, precum bibliotecarii. Aceasta era cu adevărat interesant, bibliotecari. Următorul fapt care s-a petrecut este că respectiva persoană a deschis cartea și a început să o parcurgă. Și noi priveam. Am privit alături de cei doi cercetători și acele informații erau ceea ce doream. Erau exact ce doream. Apoi l-am întrebat dacă mai era ceva similar și avea. Ne-a dus în altă zonă și ne-a arătat altă carte, care de fapt avea scheme ale exact aceluiași obiect, iar acea carte era străveche. Adică nu știu cât de veche era, dar era destul de veche, deoarece nu era scrisă pe hârtie. Era un sul de schițe uriaș pe care cineva, un călugăr, le desenase. Conținea foarte multă fizică și era în întregime în altă limbă. Am putut obține o poză a acestui sul și o copie a cărții și am adus acestea înapoi acasă. David Wilcock, ți-ai putut face o idee din ceea ce s-a citit cu voce tare sau s-a tradus despre ce era acel obiect sau de unde a venit ceva specific? Emery Smith, nu, deoarece odată întors acasă, am fost retras din acel proiect. Ceea ce pot spune este că a fost, cred, un instrument care a fost pus intenționat acolo pentru a ne oferi ajutor. Și apoi s-a petrecut ceea ce s-a petrecut. Nu am mai făcut parte din acel proiect niciodată. David Wilcock, vorbeai despre materialul scris în altă limbă și ai zis că nu era chiar o carte. Ce era? Cum arăta? Emery Smith, arăta ca hârtia cerată. Da, arăta ca o hârtie cerată neagră. Orice ar fi fost, se exfolia astfel că puteai scrie pe ea. Părea ceva de genul acesta. Dar nu am putut să o ating. Era descris exact același dispozitiv, adică exact aceeași navă, dar de o formă mult mai mare, probabil că de 10 ori mai mare. Indiferent cine ar fi desenat-o, era de 10 ori mai mare decât cea care era în posesia noastră. David Wilcock, deci tu cum crezi că se va petrece ceea ce am discutat, anume că oamenii vor începe să fie educați pe măsură ce dezvăluirea va avea loc? Cum vezi această devoalare? Emery Smith, ei bine, primul fapt care se va petrece este că fiecare va dori să știe în ce direcție să se îndrepte. Eu vreau să fiu o astfel de persoană, vreau să ajut, vreau să știu cum pot să cresc ceva peste noapte, o roșie. Vezi tu, aș vrea să știu despre antigravitație, cum pot să-mi fac mașina să plutească. Astfel, oamenii vor începe să dorească să cunoască imediat și va fi la latitudinea guvernului ce fel de informații vor fi expuse universităților și publicului. Deoarece vor să informeze în mod corect, probabil o vor face mai întâi prin intermediul universităților. Și, din fericire, mulți dintre cercetătorii din întreaga lume vor face la alt nivel ceea ce fac și apoi vor putea să transmită live munca lor și să aibă o modalitate de a ajunge la public printr-o astfel de sursă de informare, așa încât alți oameni să înceapă să se gândească la acele aspecte, deoarece informația este necesar să devină liberă pentru a stimula întreaga planetă să vrea să facă ceva, în loc să țină informația în universități și să zică, ei bine, este nevoie mai întâi să înveți asta și bla bla bla. Dar cred că de asemenea, partea educațională va fi mult mai ușor de făcut pentru asimilarea acestor informații, deoarece cu bogăția de tehnologii care ies la suprafață, vor exista și tehnologii despre cum să înveți mai repede, cum să ai grijă mai bine de tine. Multe dintre aceste aspecte din viața noastră de zi cu zi vor fi mult mai simplu de făcut. Există, desigur, reguli, legi și reglementări universale, dar din punct de vedere al tehnologiei,
vom putea transforma ca peste noapte lumea în mai puțin de o săptămână. Adică vreau să spun că vom fi capabili să construim case în orice loc, la 15 metri deasupra Amazonului, astfel încât să nu distrugem copacii. Vor fi construite orașe peste tot. Știu asta pentru că am fost contactat chiar de către guvernul nostru, cel al Statelor Unite, pentru a organiza și a face schițele unui oraș special aici, care să fie autosustenabil, care să fie în afara grilei obișnuite de consum, care să aibă propriile sisteme de comunicație, propria alimentare cu energie electrică și tot ce este necesar, deoarece autoritățile se pregătesc să realizeze acest model peste tot. A încheiat Emery Smith. Dragi prieteni, aceasta a fost o parte a interviului dintre Emery Smith și David Wilcock, în care Emery a vorbit despre tehnologiile extraterestre deținute de Vatican. În continuare, el povestește despre iezuiți și arhoni. Dacă doriți să aflați și aceste informații, aștept să înscrieți în secțiunea comentarii de mai jos. Acum, gândindu-ne la orașul special, care va avea propria alimentare cu energie electrică și tot ce este necesar, deoarece autoritățile se pregătesc să realizeze acest model peste tot, orașul despre care vorbea Emery Smith în ultima parte, planul lor probabil că este acela de a crea acest oraș special, nu din dragoste pentru oameni, ci este următorul punct pe agenda ocultei pentru a ține turma ocupată cu ceva nou și fantastic, pe care l-au creat pentru a ne ține fericiți și totodată în carantină și sub control. Acesta este modul în care au procedat întotdeauna. Totul este un joc. Pentru cei care ne controlează, toate acestea sunt și au fost sub controlul lor. Dar poate că jocul se va încheia în curând. Prieteni, sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Aștept, ca de obicei, părerea voastră despre aceste informații interesante și șocante totodată. Până data viitoare, aveți mare grijă de voi. Numai bine!